și a pus viața în pericol pentru câteva like-uri pe rețelele de socializare. Un tânăr a postat pe internet un video în care conduce cu viteză excesivă pe șoseaua Chișinău-Orhei. În imagine apare și vitezometrul, care arăta 200 de km la oră. În timp ce practic zbura pe autostradă, tânărul mai găsea timp să-și comenteze acțiunile folosind un limbaj licențios. Potrivit ofițerului de presă al INSP, Natalia Golovco, poliția s-a autosesizat și urmează să identifice șoferul. Pentru acțiunile sale, acesta riscă o amendă de până la 1.800 de lei și 5 puncte de penalizare.